Cu mare bucurie în suflet ne apropiem din nou de masa Cuvântului lui Dumnezeu, ca și ucenicii în dimineața aceea sau după noaptea aceea de fără succes, mă duc să prind pește, dar n-au prins decât apă. Dimineața, spune Scriptura, Iisus pregătise masa pentru ei, au găsit pește fript deasupra și toate pregătite pentru mic dejun. La fel se întâmplă de fiecare dată când venim în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Am această trăire și mă gândeam că de multe ori avem expresia asta în engleză, breakfast in bed, îți primești micul dejun chiar când te trezești. De îndată ce deschidem ochii, suntem binecuvântați, copleșiți cu Cuvântul și cu prezența lui Dumnezeu. Ca și la școală, multe din cuvintele lui Dumnezeu ni se pară nu avea o legătură directă cu viața noastră, dar le învățăm. Și ne pomenim că mai târziu pe drum ajungem într-un loc unde este nevoie de ele. Cu această ocazie vom învăța ce a vrut să spună Bunul Dumnezeu, cum este practic, cum se aplică expresia aceasta, Dumnezeu a pregătit calea de ieșire, împreună cu încercarea, El a pregătit calea de ieșire din ea, care este acea cale. Și cum noi nu suntem scutiți de încercare, niciunul dintre noi pe pământul acesta, cum putem să ajungem să căutăm acea cale de scăpare pe care Dumnezeu a așezat-o înaintea noastră? Tema noastră cu titlul Fugarul începe cu primul text din Genesa, capitolul 4, versetul 12, acolo unde Sfânta Scriptură spune, îi descrie lui Cain care va fi drumul lui pe pământul acesta. Când vei lucra pământul, nu-ți va da bogăția lui. Vei munci mult, nu-ți va da bogăția lui. Vei fi pribeag și fugar pe pământ. Acestea nu erau niște blesteme pe care Dumnezeu le-a așezat, pentru că așa sună textul acesta. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui și pribeag și fugar să fii pe pământ. Aceste lucruri nu sunt niște expresia unui blestem arbitrar al lui Dumnezeu. Nu sunt expresia dorinței lui Dumnezeu. El ne-a spus nouă, binecuvântați și nu blestemați. El nu face lucrul acesta. Ce sunt acestea atunci? Ele nu sunt altceva decât expresia consecințelor sau urmărilor cursului pe care l-a ales Cain în viață. Această alegere a lui a adus după sine aceste urmări. Munca aceasta istovitoare, nerăsplătită, și pribegia și fugarul pe pământ. Aceasta a fost urmările alegerii lui. El ascultă lucrul acesta și spune, iată că tu mă izgonești astăzi, este versetul 14, tu mă izgonești astăzi de pe fața pământului. Sunt oameni care nu au odihnă nici zi, nici noapte, nu-și găsesc locul nicăieri. Se mută, schimbă familia, schimbă profesia, schimbă localitatea, țara, tot felul de lucruri posibile. Nu, n-au odihnă nici zi, nici noapte, pentru că problema nu vine din afară, ci vine din lăuntru și undeva a fost luată o hotărâre care a adus aceste urmări. Dacă o luăm pe fir înapoi, ne dăm seama că la o anumită intersecție am hotărât să virăm stânga sau să virăm în direcția opusă și de acolo vin lucrurile acestea. Iată că tu mă izgonești astăzi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Nu, a spus Domnul, nu se întâmplă lucrul acesta. Am pus un semn asupra ta peste care nu trece nimeni. Nu, niciodată nu sunt intențiile lui Dumnezeu sau dorințele lui Dumnezeu acestea, sunt urmările alegerii tale pe pământul acesta. O luăm pe fir înapoi și în experiența lui întâlnim propria noastră experiență. Avem suferința mare când ne dăm seama că undeva la o intersecție am ales un drum care a avut roade amare pe pământul acesta. Și suferința este cu atât mai mare și mai grea, cu cât era necesar să trecem pe aici.
Se putea rezolva simplu, exact cum spune Tolstoi, de l-a produs omul acela acasă, și atunci toți sătenii au pornit să-l urmărească, să bată foc, și în timp ce focul a lucru care trebuia făcut, trebuia stins focul. Adică se putea rezolva foarte simplu, în moment în care se putea rezolva foarte simplu, dar alegerea cel care a fost săgetat de un indian aleargă disperat să-l prindă pe omul acesta, să vadă cine este omul sau să, eventual să-l omoare, între timp pierde sângele. Primul lucru era oprirea sângelui, după aceea rezolvăm altfel. Ne uităm în urmă la cursul vieții noastre și ne dăm seama că undeva am făcut o alegere. Are însemnătate lucrul ăsta, pentru că el se numește asumarea răspunderii, nu fuga de răspundere. De obicei, avem această tendință a blamului și întotdeauna vom căuta un țap ispășitor pentru condiția și situația noastră și vom face tot ce se poate ca să nu fim noi acel țap ispășitor, ci, adică să nu fim noi cauza problemei acesteia, ci trebuie să fie în afara noastră. Nu, bunul Dumnezeu spune, uită-te la propria ta inimă. Dacă o luăm pe drumul lui Cain înapoi și ne întrebăm unde s-a produs deviația aceasta, de unde a pornit lucrul acesta, cum de, vorbim cea mai gravă crimă din istoria, prima crimă, omul ăsta a omorât pe fratele lui, nu aceea a fost crima lui. Crima lui a fost respingerea cuvântului lui Dumnezeu. Omorârea lui Abel a fost urmarea acestei crime. Este o crimă împotriva propriei vieți, a respinge lumina și cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu stă de vorbă cu el, așa cum spune cartea Genesei, îl vede supărat, la el contează chestia asta, când în lăuntru se petrec anumite răutăți, imediat ele se manifestă pe față, fața este posomorâtă, întunecată. În momentul când se petrece răutate și când se naște răutate și răzbunare în sufletul nostru, valorile dispar. Haman spune, tot aurul și familia mea și tot ce am nu reprezintă nimic, atâta timp cât în lăuntrul meu sunt însetat de moarte să-l omor pe omul ăsta. Aceasta se întâmplă. Acolo a păcătuit Cain. Adevărata lui crimă a fost aceea de a respinge cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce ți s-a posomorât fața? L-a întrebat Domnul. Uite, nu s-a întâmplat nimic. N-ai omorât pe fratele tău, nu trebuie să fii pribeac și fugar pe pământ, nu trebuie să muncești degeaba până mori în condițiile astea, nu trebuie să fii înspăimântat că oricine te va găsi, te va omorâ. Noi putem să rezolvăm lucrul acesta acum, printr-o mișcare absolut simplă. Fă binele. Leapă de răul acesta care e în sufletul tău. Nu te gândi că răul acesta care ți este în suflet va sta degeaba, în niciun caz. Tot ce se întâmplă în inima ta acum se va transforma în fapte și primește sfatul meu. Ați văzut cum se ruga Daniel de Nebucadnețar. Placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și ți se va prelungi fericirea. Dumnezeu pledează cu sufletul nostru foarte politicos și respectuos și iubitor și nu știu cum să calific acest lucru, dar el pledează cu noi prin acest susur blând al Duhului Sfânt, așa de fin, ca un zefir, dar totuși observat bine și înțeles, Cain și oricare dintre cainii moderni și dintre noi toți, niciodată nu vom putea să ne plângem sau să ne scuzăm că Dumnezeu a vorbit în așa fel că n-am priceput despre ce este vorba. Nu, dacă este cineva care vorbește direct la suflet, nu e vorba de Miss Sullivan care a vorbit lui Helen Keller, ia telegrafia la minte. Asta e un aspect. Aici este vorba că Dumnezeu vorbește la suflet. Este un dialog, este o comunicare ce se petrece la nivelul cel mai profund al ființei umane. Dumnezeu i-a vorbit la suflet. Și așa ne vorbește nouă
tuturor și simțim în ființa noastră când un curs nu este bun și când n-ar trebui să mergem și simțim în același timp îndârjirea aceasta că am vrea să continuăm și să ne răzbunăm, avem această orbire a sufletului că putem să alegem un anume curs al vieții fără să alegem consecințele. Nu. Avem libertatea să alegem cursul vieții, dar nu mai avem libertatea să evităm consecințele. Consecințele sunt legate de alegere și alegerea se face totdeauna asupra unui pachet care constă din acțiune sau din faptă sau din hotărâre și din consecințele ei. Vei vedea cât este de amar, aș vrea să nu guste așa ceva, să nu știu, cât este de amar să n-asculți de Dumnezeu când îți spune pe ce drum trebuie să mergi. Acolo s-a produs păcatul lui și deviația lui. Situația de aici în care el este pribeag și fugar pe fața pământului, este încărcat cu sângele fratelui lui și este încărcat cu spaima morții din partea tuturor oamenilor, toate aceste lucruri se datorează, sunt urmările, roadele, dacă putem spune așa ceva, roadele faptelor lui. De obicei, cumva suntem înșelați că mersul nostru pe pământ ar fi liniar și că putem să lăsăm în urmă anumite lucruri, putem să tragem linie pe dedesubt, cum îi spune în cartea lui Ieremia, să ne ștergem frumos la gură și să... Nu. Traiectoria noastră pe pământ și în întreg univers este o traiectorie circulară, nu liniară. Și pe traiectoria aceasta circulară, bine, dar uite, la alergări eu am mers în linie dreaptă de aici până acolo. Dacă ai fi continuat, oculei pământul. Ai ținut numai o bucată, dar ea face parte dintr-o traiectorie circulară. Și la aceasta se referea Moise când spunea, păcatul vă va ajunge, el vine din urmă. Și cu cât un om fuge de el, cu atât păcatul se apropie. Sau cu cât un om încearcă să se depărteze de punctul de origine, de unde a plecat, pe traiectoria asta circulară, cu atât mai mult el se apropie venind dintr-o altă direcție. Știind aceste lucruri, ne vorbește Solomon în Eclesiast în capitolul 1. Tot ce se întâmplă în Universul lui Dumnezeu are traiectorie circulară, spune el. Iubiții mei, pare teoretic lucrul acesta, poate uscat, poate tehnica spune, dar este atât de viu. Dacă noi am înțelege că noi nu mergem pe o traiectorie din aceasta liniară și că nimic nu rămâne în urma noastră, ci mergem pe o traiectorie circulară totdeauna, și dacă am înțelege mersul vieții despre care vorbea Solomon aici, spunea, întreba el despre sensul vieții, care e sensul vieții, care e rostul vieții, ce folos are un om de toată truda pe care și-o dă sub soare? Și el vorbește de acest mers în circuit. Un neam trece, altul vine, pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Uite, vezi, ziceau că se mișcă soarele. Noi nu discutăm de mișcarea astronomică, ci de cea aparentă discutăm. Și apoi soarele, într-adevăr, că și el se mișcă și în jurul axei proprii, cu viteze diferite la ecuator și la poli. Face o rotație completă în 24 de zile la ecuator și vreo 39 de zile la poli și apoi se mișcă și el în jurul centrului Căii Lactee și așa mai departe. E departe de înțelegerea noastră, cunoaștem în parte, într-adevăr. El vorbește lucrurile acestea asupra circuitului pe care vedem, vântul suflă spre miază zi, spre est și se întoarce spre vest, revine. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou. Toate râurile se varsă mare și marea tot nu se umple, pentru că ele, aceste râuri care se varsă, aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile, spune el, sunt într-o necurmată frământare, așa că ochiul nu se mai satură privind ce a fost, va mai fi, și ce s-a făcut, se va mai face, și trage concluzia, totul funcționează circular, totul merge.
Cain nu crede lucrul acesta și nici Cain modern. El crede că poate să îngroape un lucru anumit și se poate deplasa din locul acela și să lase în urmă lucrul ăsta. Nu. Este pe o traiectorie circulară. Aruncă-ți pâinea pe ape și te reîntâlnești cu ea cu aceeași cantitate sau calitate pe care ai aruncat-o pe ape. Cuvântul lui Dumnezeu aplică acest lucru la relația omului cu Dumnezeu. Într-adevăr, Cain este fugar pe pământ, dar întrebarea este, de ce fugi, frate? Păi fug de Dumnezeu. Imediat mergem la Iona. Fug de Dumnezeu, nu cred. Cum să fugi de Dumnezeu când Dumnezeu este protectorul tău? Dumnezeu a pus un semn să nu te atingă nimeni. Dacă nu te-ar păzi, Dumnezeu nu ai mai fi. Cum să fugi de Dumnezeu? Tu fugi de altceva. De ce fugi? Fug de mine însumi. Nu fugi nici de tine însuți. Să vezi de ce. Dumnezeu ți-a oferit posibilitatea unei transformări. A schimbare. Tu fugi de transformare, tu fugi de schimbare, tu fugi de pocăință. Tu nu vrei lucrul acesta. Tu ești dependent, addicted de starea ta și tu vrei să rămâi așa cum ești. Mândria ta te împietrește în postura pe care o ai acum. Ți este foarte greu să admiți răul pe care l-ai făcut, să-l recunoști, preferi să-l îngropi sub pământ. Dar Biblia spune, zice, nu se poate îngropa sub pământ. Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Sau fapta, una sau alta, fie bună, fie rea. Ați văzut că i-a spus lui Cornelius, faptele tale au ajuns la Dumnezeu. Deci fie binele, fie răul. Ele nu rămân statice, ci sunt parte din circuitul acesta despre care vorbește Solomon. Până la urmă, oamenii lui Dumnezeu în final se reîntâlnesc cu faptele lor bune, frumoase. Am fost flămând, am fost așa. Când? Nu mi-aduc aminte. S-au reîntâlnit cu aceste lucruri în circuitul vieții. Viața se desfășoară pe o traiectorie circulară. Și pe traiectoria aceasta niciun fel de lucru nu poate fi abandonat sau lăsat în urmă ca și când nu ar fi. El este pe aceea. Aș vrea să ținem minte lucrul acesta în relația noastră cu Dumnezeu. Nimeni nu fuge de Dumnezeu în realitate. Cine fuge? Fuge de realitatea și de posibilitatea schimbării prin hotărârea mândriei de a rămâne neschimbat. Mândria luciferică nu dorește și nu suportă schimbarea. Dacă ne întoarcem și mergem la aceasta cu omul firesc, nu-i trebuie Dumnezeu, lăsați-ne în pace cu cel prea înalt și el merge în drumul lui și el seamănă pământul și el nu vrea să știe de Dumnezeu, pribeac și fugar decât schimbat de Dumnezeu, pribeac și fugar decât să renunț la întunecarea mea și la răutatea pe care le experimenta Cain atunci. Îl vedem însă în aceeași postură pe omul lui Dumnezeu. El este proroc. El este alesul lui Dumnezeu pentru această lucrare, pentru această misiune. Dumnezeu îi pune pe suflet lucrul acesta, merge la Ninive, cetatea cea mare, și uită-l că fuge. El îl întreabă oamenii de la corabie de acolo, de ce fugi, frate? Și el le spune lor, fug de Dumnezeu. Nimic mai puțin adevărat, nimeni nu fuge de Dumnezeu. Nimeni nu fuge de Dumnezeu. Cine fuge... Și aceasta include omul fugar și demonii. Demonii nu suportă prezența lui Dumnezeu, dar omul fugar fuge de schimbare. Demonii nu mai au această posibilitate. Omul fugar are și el fuge de schimbare. Iona nu fugea de Dumnezeu. Iona fugea de faptul că Dumnezeu i-a spus, uite, nu e bine și ești posomorât și ești supărat și supărarea duce numai la rău, bine faci că te superi. Nu este bine, nu-ți face bine, duce la rău. E un pachet care va fi amar pentru tine. Nu lua lucrul ăsta și la schimbare pe el. Vederile vizibile Dumnezeu problema lui. Unii au spus că Ninive, în istoria, problema reală a omului este cu adevărul despre Dumnezeu.
Și Iuda îi spune, nu îmi place de tine. Îmi place. Așa se întâmplă momentul în care slăvirea, admirația, închinarea spre propria ființă, ea este însoțită automat și simultan de disprețul și respingerea lui Dumnezeu. Lui Iona îi plăcea de felul cum era el. Nu dorea lucrul ăsta. Și de ce fugi? Fug de fața Domnului, departe de fața Domnului. Păi este așa de urâtă, de îngrozitoare fața Domnului, când Biblia spune tu ești mai frumos decât 10.000, când Ioan, Daniel, proroce care au vorbit despre frumusețea lui Dumnezeu, zice, am căzut în leșin când am văzut așa ceva. Cum se întâmplă și cu noi, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, nu le-a experimentat niciodată. Acesta e Dumnezeu. Cum să fugi de fața lui Dumnezeu? Fugi de fața unui tiran sau a unui prădător, a unui desfrânat, a unui ucigaș. Fugi de fața aceasta. Fugi de fața unei fiare încruntată la tine, dar să fugi de fața lui Dumnezeu? Cine a găsit vreodată ceva urât în Dumnezeu? Cine a găsit vreodată ceva neadevărat în El? Nu poate fi adus niciun astfel de motiv niciodată. Și totuși omul ăsta fuge de fața lui Dumnezeu. Și de fața lui Dumnezeu fugim noi toți, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, în diverse forme și momente. De ce? De ce fuge? De ce generația noastră nu vrea să audă de fața lui Dumnezeu? Nu, ea vrea să audă de eul ei. Este generația închinării la sine, a idolatrizării eului. De ce? Iată de ce. În epistola către Corinteni, Apostolului Pavel, capitolul 3 și începând de la versetul 18, Biblia spune, zice, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă fața aceasta a Domnului, chipul Domnului. Și de ce fugi de așa ceva? Zice, în timp ce privim fața Lui, suntem schimbați în același chip al Lui. Acesta e lucrul de care fugea Iona. Iona nu vroia schimbarea aceasta pe care știa că o dă fața lui Dumnezeu. Caută fața mea. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. De ce să cauți fața lui Dumnezeu? Pentru că aceasta este singura putere, dynamis, e singura putere pentru schimbarea ființei noastre, nu în ceea ce nu ne dorim a fi, ci în ceea ce suntem cu adevărat în ochii lui Dumnezeu, în ceea ce am fost dotați să fim și în ceea ce tainic dorește sufletul nostru cu adevărat. Aceasta e schimbarea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici. Schimbarea aceasta o evită Iona, el vrea să fugă departe de fața asta care îl schimbă dintr-un om care are aversiune față de Dumnezeu într-o ființă care are deplină satisfacție în Dumnezeu. El fuge de fața Domnului, el știe, crede și a experimentat puterea feței Domnului. De aceea el vrea să fugă departe. Întrebarea care se ridică, bine, fugi de fața Domnului, nu vrei să știi de un lucru sau de altul, fugi de așa ceva, nu-ți trebuie. Unde fugi? Care este alternativa? Unde mergi? Iubiții mei, Pavel îi scrie ucenicului său Timotei că unele persoane care veniseră și au mers pe urmele Domnului Iisus Hristos, au gustat puterile veacului viitor, au gustat păgăduința lui Dumnezeu, din nenorocire și din nefericire, persoanele acestea, îi spune Pavel, zice, s-au și întors să urmeze pe Satana. Niciun om nu fuge de Dumnezeu în vreun deșert. Niciun om nu scoate din mintea, conștiința lui și viața lui, prezența lui Dumnezeu și rămâne chipurile într-o lume a lui. Nu. Oricine se smulge din brațele lui Dumnezeu, se aruncă în brațele Satanei. Greu de primit acest cuvânt, dar aceasta este realitatea. De obicei pierdem din vedere, cunoaștem în parte, luăm în considerare numai o parte a adevărului, fără să pierzând din vedere cealaltă.
Mereu îmi vine în minte exemplul lui Samson, care vede ce vrea în fața lui, dar nu vede tot ce este acolo. A te smulge din brațele lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât a te arunca în brațele Satanei. Aceasta a făcut Saul. El a crezut că se poate smulge din brațele lui Dumnezeu și că poate fi el însuși. Aceasta a crezut atât el care era din Israel, cât și Belșațar care era din... Principiul este același pentru orice om venind în lume. Astfel că adevăratul moment în care Saul s-a aruncat în sabia lui și a pierit, nu a fost atunci când a fost de oțel și s-a aruncat în el. Este acolo unde a întors spatele lui Dumnezeu, a lepădat pe Dumnezeu, el. Acolo s-a petrecut lucrul acesta. Ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost urmarea sau ceea ce a fost în pachetul acesta, acolo unde, în momentul în care el a ales să meargă pe drumul acesta. Căutați binele și nu răul, spune Amos capitolul 5, ca să trăiți. Asta a fost, a pledat Dumnezeu cu Cain, caută binele. Dacă nu s-ar putea, nu ți-aș spune, dacă n-ar fi în puterea ta. Acesta a fost argumentul lui Iisus. Mă duc să vă pregătesc un loc, a spus el, și mă întorc. Dacă nu era așa, eu v-aș fi spus. Vă spuneam pe față. Iisus nu își dădea viața pentru un mare neadevăr. El și-a dat viața ca acest adevăr să fie semnat și să nască în noi credință în cuvintele lui. Căutați binele și nu răul ca să trăiți. Și că astfel Domnul Dumnezeu oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Căutați binele, căutați lucrul acesta. Nu-l găsim întotdeauna, dar îl căutăm. Nu suntem ce trebuie să fim, dar mergem în direcția aceasta. Aceasta ne este dorința. Odată m-au numit într-un tribunal, mi-a spus cineva că ești om al lui Dumnezeu și am spus, aceasta mi-este rugăciunea, acest lucru mă rog, spre așa ceva mă îndrept. Niciodată nu voi putea spune lucrul ăsta. Dacă l-o spune Dumnezeu despre mine, mă prăbușesc la pământ. Dar eu nu pot să spun despre mine, dar pot să spun că spre aici mă îndrept, pe drumul ăsta vreau să merg. Așa cum spuneți voi, spune Sfânta Scriptură. Și versetul 15. Urâți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeu oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. Faceți-vă partea voastră. E chemarea la schimbare, la transformare. Acesta e motivul pentru care lumea, în general, fuge de Dumnezeu și prorocul lui Dumnezeu, Iona, fuge de fața Domnului care transformă ființa. Acesta e lucru și el a și spus de altfel. Asta am vrut să evit eu. De acest lucru m-am ferit, de aceea am fugit de fața Domnului, că am știut ce se întâmplă, am știut la ce mă chemi, am înțeles bine cum ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce cere Dumnezeu de la tine. Veți fi binele și nu răul. Așa cum scrie în versetul 19. Dumnezeu vrea să evite și lucrul ăsta se poate face, se poate evita. Iona spune Biblia că a fugit de fața Domnului și s-a dus la corabie și a plătit prețul acesta. A plătit intrarea, dar prețul era mult mai mare și mai greu. E un preț care ar trebui să nu îl plătească nimeni dintre noi vreodată, nici copiii noștri și nici lumea în care trăim noi și să ne ferească Dumnezeu de amărăciunea acestui preț. Vei vedea ce amar lucru este să fugi de Dumnezeu. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu spune, eu aș vrea să nu ajungeți aici. Veți fi ca un om dacă refuzați lucrul acesta. În același timp, uite ce alegeți. Alternativa este simultană. Uite ce alegeți. Dacă refuzați să căutați binele și nu răul ca să trăiți, veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu? Nu ne alerga leul niciodată, dar lupii. Eram copil împreună cu Gheorghe Iova, prietenul meu de suflet. Și ne-am dus la pădure, era iarnă, era spre înserare și ne-am dus să luăm lemne cu Sania, doi copii fără minte.
Și deodată a apărut o haită de lupi acolo. Dumneavoastră poate n-ați auzit, dar eu am auzit clănțănitul acela de dinți, de mie frică, și în clipa când povestesc acest lucru, clănțăneau din dinți și mergeau în cerc. Între ei era un lup mare negru. Noi eram acolo și am încercat să punem câteva lemne pe o sanie, când s-a întâmplat că a apărut deasupra noastră pe un platou haita aceasta de lupi, n-a coborât la noi pentru că Domnul i-a tras o linie în zăpadă și a spus nu cobor mai jos de aici. Dar am fost acolo. Și vroiam să-i spun ceva lui Gheorghe, prietenul meu, și nu mai aveam glas. Nu mai aveam niciun fel de glas. Bocancii erau înghețați complet în picioare și nu era nicio putere în mușchii noștri să plecăm din locul acela. Eram țintuiți locului. Am început să ne târâm ca niște oameni bolnavi, ca niște morți. Am început să ne târâm și așa am ajuns până la urmă din pădure la drumul pe care am ajuns acasă. Dar asta spune Biblia, veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu. Aș vrea să nu ajungi aici, să te alerge cineva în vreo situație de felul acesta, să te vezi ca și când ești alergat de un leu. Și spune Biblia, pe care îl întâlnește un urs, când alergi și fugi să scapi de leu, îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își reazemă mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Este o situație groaznică aceasta descrisă în Amos, capitolul 5, versetul 14. Și Domnul spune, uite, eu aș vrea să nu ajungeți aici. Adesea, stări de felul acesta sunt privite ca fiind pedepse de la Dumnezeu. Dacă era așa, Sfânta Scriptură ar fi lăsat locurile acestea, sau toate care sunt asemenea lor, să pară ca un fel de reacție a lui Dumnezeu favorabilă. Așa trebuie, acest lucru îți voi face. Pe când noi întâlnim de la prima pagină a Bibliei, îl întâlnim pe Dumnezeu care sădește pomul cunoștinței binelui și răului ca să nu se întâmple așa ceva. Îl întâlnim în Egipt luptând să nu vină plăgile acestea peste tine. Apelează la sufletul lui. Nu face lucrul acesta. Uite care va fi urmarea. Nu merge pe drumul acesta. Îl găsim pe Dumnezeu în toate locurile acestea pledând cu ființa noastră ca să nu ajungem acolo, ca să nu ne vadă în situația aceasta. Ba, trăiește durerea aceasta și, cum spune Scriptura, cum să te dau, Efraime, cum să te predau? Ca un părinte care a venit poliția și copilul este autorul unei crime, o tânără aici în Statele Unite, beată, alcoolizată la volan, a trecut peste trecerea de pietoni, au omorât doi adolescenți care treceau pe trecere, i-au omorât pe amândoi, după care a tras mașina puțin mai departe, nu știe ce s-a întâmplat, nu știe ce e normal, a tras mașina puțin mai departe și a sunat la poliție imediat și a spus, domne, cineva mi-a lovit mașina, a dat în mine cineva, haideți încă. Atunci când a venit poliția la ea, i-a spus, zice, știi ce este acolo? În urmă, nu are nicio idee. Să vezi copilul acesta cum îl ia poliția, cum îi pune mâinile la spate, cum îi pune... Ce poate să simtă inima unei mame? Ce poate să simtă un părinte când vede un astfel de copil dus în situația aceasta? S-a auzit condamnată 25 de ani de închisoare. Toată tinerețea, toată viața s-au dus acolo. Aș vrea să nu ajungi. Cum să te dau? Cum să te predau? Spune Domnul. Dar nu pot să nu seceri ceea ce ai semănat cu bună știință. Ci dreptatea, spune în versetul 24, să curgă ca apa, ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Aceasta ar fi dorința și acesta este planul lui Dumnezeu. Generația noastră și, de fapt, omenirea în general a trecut prin tot felul de valuri de felul acesta, tot felul de concepții filozofice despre Dumnezeu, tot felul de teorii și de ipoteze de un fel sau altul. Cineva se declară ateu, așa ceva nu există. Este numai o convenție. Din moment ce Satana nu este ateu, n-are sens să discutăm de vreo altă persoană în situația aceasta. Dar acestea nu sunt altceva decât forme de a fugi de Dumnezeu. Forme de a fugi de fața lui Dumnezeu cu singurul motiv adevărat, refuzul schimbării.
cu rădăcina acestui refuz care este legată de mândria aceea demonică și luciferică ce a făcut din, a transformat pe Lucifer în Satana. Iubiții mei, acesta este drumul pe care a mers Iuda în compania și în prezența Domnului. El lui nu i-a trebuit niciodată Domnul, ci s-a închinat la propria lui minte, la propria lui înțelegere, la felul cum el se privea pe sine în ochii săi. Și nu numai el făcea aceasta, ci toți cei ce erau în jurul lui. Sunt nenumărate împrejurări în Scriptură în care cuvântul lui este primit înainte de cuvântul lui Isus. Este apreciat altfel și s-a ajuns în această situație încât el, care a cochetat cu diavolul, a ajuns să experimenteze ceea ce se întâmplă. Când diavolul invită pe cineva la un meci de șac sau la o ispitire sau la ceva, la un dialog cu diavolul, hai să vorbim despre credința în Dumnezeu, spune diavolul, citeam o mică satiră, să vorbim despre credința în Dumnezeu, a spus diavolul. Și omul lui Dumnezeu a spus, nu, cu tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu, că tu când deschizi gura despre credința în Dumnezeu, tu spui cu totul și cu totul altceva. Dar omul nu își dă seama că în momentul în care intră în dialog și privește fața răului, cum a zis Nietzsche, când te uiți la rău, răul se uită la tine, în momentul acesta nu își dă seama omul că este transformat în același fel cum este transformat când privește fața lui Dumnezeu, în același chip al lui. Și acum când omul intră în acest dialog hipnotic cu răul și cu diavolul, când negociază lucrurile, nu-și dă seama că suferă transformarea aceasta. Astfel că Iisus spune la masă, unul dintre voi a devenit un diavol. Cum a ajuns cineva din om diavol? Păi a ajuns prin umblarea cu cel rău și prin a nu privi la fața celui neprihănit și sfânt. El a manifestat totdeauna un dispreț și un simțământ de superioritate vis-a-vis de Iisus, dar îl interesa agenda lui. În agenda lui gândea că poate să se folosească de Iisus pentru a-și împlini planurile. Nu la aceasta suntem chemați, ci suntem chemați să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce ne uităm, suntem schimbați în același chip al Lui. Dar nu e un loc în care ne uităm așa pe pereți la vreo imagine sau la vreo poză sau la vreun ecran. Nu, asta se întâmplă la nivelul sufletului nostru, care se folosește de mintea noastră, de ființa noastră biologică, pentru a putea atinge spiritualul. La nivelul acesta se petrece așa ceva, transformarea și schimbarea aceasta. Cochetarea cu răul este întotdeauna privită superficial, în sensul că un om nu știe că răul nu vine singur, ci vine la pachet cu consecințele și cu urmările lui. Aceasta n-a știut Cain, de aceea a îngropat cu mare grijă, a zis gata, s-a terminat. Nu, era cu el, era pe conștiința lui, era pe mâinile lui, era cu el, l-a urmărit toată viața. Deși Dumnezeu i-a dat posibilitatea schimbării acestui om și ne dă acest lucru fiecăruia dintre noi. Iubiții mei, aș dori să încheiem călătoria noastră de astăzi privind asupra planului lui Dumnezeu cu viața noastră și asupra chemării, înaltei noastre chemări. E adevărat, spune Pavel, văd în mine altă lege căreia nu este drag de Dumnezeu, nu se supune firea pământească, nu se supune duhovnicescului, ea este răzvrătită, e împotrivă, dar spune Pavel Apostolul, mulțumiri lui Dumnezeu, noi ne lăsăm călăuziți, conduși de Duhul lui Dumnezeu și nu de firea pământească. Noi nu consultăm gusturile sau reacțiile noastre vis-a-vis de umblarea cu Dumnezeu, ci cerem de la Dumnezeu acea credință care ancorează în adevărul Scripturii și care, despre care vorbea Iov
în capitolul 28, spunând, omul a realizat multe lucruri în tehnologie, în construcții și așa mai departe, dar, spune el, și a sondat pământul și a făcut toate acestea, dar am o întrebare, a zis el, locuința înțelepciunii unde este? Unde, ce folos că avem bani, putere, avere, faimă, dacă nu e înțelepciune? Nu se vede ce produce așa ceva? Nu se vede că un om, săracul acela din cetate, era mult binecuvântat prin faptul că era înțelept, în timp ce alți oameni cu avere și putere erau departe. Vreau acest lucru, spune Iov și Pavel spune, da, Iisus a fost făcut înțelepciune pentru noi. El este înțelepciunea noastră. Nu trebuie să explic. Și de hotărârea noastră. Dacă vei căuta înțelepciunea ca pe o comoară, și când spune aceasta se referă la ea, vei căuta ca pe o comoară, dacă vei lupta să-l găsești, vei lupta împotriva propriei tale ființi, atunci când ea are această repulsie vis-a-vis de Dumnezeu, versetul 28 din Iov, apoi Dumnezeu a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău, este priceperea. Aceasta a fost întrebarea căreia a răspuns el, întrebarea din versetul 12. Unde înțelepciune, unde se găsește, a zis el, unde este locuința priceperii? În fața acestor lucruri nu putem decât să ne închinăm lui Dumnezeu și să te rugăm, Tată Ceresc, să conduci pașii noștri spre izvorul înțelepciunii care ești Tu. Și pe Doamne, ca înțelepciunea, neprihănirea și binecuvântarea pe care le poartă numele Tău cel Sfânt să se manifeste în viața și ființa noastră. Îți mulțumim că Tu, Doamne, dorești să eviți acele zile amare ale vieții și ființei noastre și vrei să ne așezi viața noastră în lumina și în libertatea Sfinților în lumină prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.